Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Domnilor, domnilor, bine v-am găsit la Strategie în alb și negru, emisiunea care aduce șahul mai aproape de casele dumneavoastră. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să vedem pentru început care sunt noutățile. La Iași s-au încheiat campionatele europene la feminin. Danielian Elina din Armenia este noua campioană europeană. Cele mai bune rezultate ale fetelor noastre au fost obținute de Bulmaga Irina, Cosma Luminița și Sandu Mihaela, cu 6 puncte și jumătate din 11. Mai multe informații despre turneul de la Iași vom afla chiar de la una dintre reprezentantele României de anul acesta, invitata noastră de astăzi, marea maestră Mihaela Sandu. Tiberiu Georgescu, unul dintre cei aleși în noul Consiliu, a declarat: mulțumim tuturor reprezentanților cluburilor care v-ați deplasat la Iași pentru a vota, indiferent de opțiunea dumneavoastră. De asemenea, mulțumim în mod particular celor care au venit până acolo, chiar dacă nu aveau drept de vot. O echipă este cu adevărat puternică doar cu un lider de excepție. De aceea, în data de 26 septembrie, vă rugăm să veniți din nou alături de noi, a mai declarat acesta. Rezultate deosebite obținute de juniorii români la campionatul Uniunii Europene, desfășurat în Cehia între 14 și 22 august. La categoria de vârstă sub 8 ani, Vladimir Sofronie de la Clubul Sportiv Logic 64 Brașov a obținut locul întâi, cu 8 puncte și jumătate din cele 9 partide. Iar în clasamentul fetelor, Emma Crețescu de la Clubul Sportiv Universitar de Șah București a obținut locul 2 cu 5 puncte și jumătate. Dublă victorie românească am avut și la categoria sub 10 ani. Andrei Negrean, Clubul Central de Șah București, a obținut locul 1 cu 8 puncte, iar Ariana Bădică, CSM București, locul întâi în clasamentul feminin cu 6 puncte și jumătate. Recent la Pitești s-a desfășurat Festivalul Internațional de Șah Noul Regat, ajuns la ediția a treia. Turneul principal la șah clasic a fost câștigat de copilul minune al șahului Andrei Negrean, în vârstă de doar 9 ani. În cadrul festivalului s-au mai desfășurat alte 3 turnee pentru copiii sub 14 ani. Au fost prezenți sportivi din 40 de cluburi din țară, dar și din Germania, Italia și Serbia. Festivitatea de premiere a avut loc în prezența marelui maestru Alin Berescu, capitanul echipei naționale, proaspăt ales vicepreședinte al Federației Române de Șah. În aceste zile au loc la Reykjavik, Islanda, campionatele europene la masculin, unde avem de asemenea reprezentanți de top, cărora le urăm mult succes. Printre aceștia, numărul 1 din lista ELO a României în acest moment, Constantin Lupulescu, fiind favoritul cu numărul 7 în concurs. Sunt înscriși 180 de șahiști din 36 de federații europene, iar primii 23 de jucători se vor califica la următoarea ediție a Cupei Mondiale. Data trecută, Dieter Nisipeanu v-a propus acest studiu cu enunțul albul mută și face remiză, care veți vedea că se încheie cu o poziție absolut spectaculoasă. Prima mutare, felicitări celor care au găsit-o, era dama ia la B5. Albul, practic, are această damă atacată, are doar un cal iar și un pion, pe un turn și doi pioni, de aceea scopul este să încerce să obțină totuși remiză, adică o jumătate de punct, și să nu piardă această poziție. După dama ia la B5, negrul nu mai câștigă după acceptarea acestui schimb de dame, pentru că dacă pur și simplu schimbă aceste dame, chiar dacă reușește să captureze pionul albului din A6, reușește și albul să captureze pionul negrului, iar aceasta este remiză, din punct de vedere teoretic, o poziție de remiză, pentru că avem calul suficient de aproape de regele alb și negrul nu are cum să ne dea mat. Așadar, negrul nu poate să accepte acel schimb de dame. Dacă dorește să câștige totuși poziția, trebuie să caute alte mutări, dar vom vedea că și la cealaltă mutare, albul are totuși o salvare chiar spectaculoasă. Așadar, negrul nu acceptă acel schimb de dame. După dama ia la B5 din poziția inițială, vede că are o mutare mai bună, turn C2, cel puțin pare mai bună.
dar în acest moment albul capturează totuși acel pion, chiar dacă se plasează pe aceeași coloană cu dama proprie, pentru că are o salvare, veți vedea imediat, îi permite negrului să joace turn B2, negrul trebuie să joace această mutare, altfel nu mai câștigă, iar nici cu această mutare nu va reuși să câștige, pentru că spectaculos albul vede că ar putea la mutarea următoare să joace din rege și de aceea își dă și calul. Din nou, negrul trebuie să accepte să captureze acest cal. Este singura mutare cu care pare că mai are o șansă de câștig. Iar acum, după rege A8, spectaculos, chiar dacă și-a dat dama, albul obține poziție de remiză după A7. O mutare cu totul spectaculoasă. Negrul este la mutare. Orice joacă, oriunde, din turn, din damă, albul nu poate să joace pe coloana B, nu are cum să înainteze pionul. Așadar, este la mutare și nu are nicio posibilitate de a juca și a obținut astfel remiza. Iar dacă încearcă să dea șah, bineînțeles, este remiză, pentru că transformăm damă. Chiar dacă ne capturează acea damă, capturăm și noi cu regele și am reușit să obținem remiza. Așadar, o poziție spectaculoasă în care albul a obținut remiză. Am primit multe e-mail-uri și vă mulțumesc tuturor celor care trimiteți răspunsuri săptămânal la diagramele propuse. Luna aceasta, cel mai fidel telespectator a fost Silviu Condurache. Felicitări, veți primi această tablă de studiu individual al șahului Magne 2D. În continuare vă invit să vedeți finalul de partidă promis în ediția trecută, partida câștigată de Dieter Nisipeanu în fața marelui maestru Wesley So. În piesele albe am ales o variantă din siciliană mai rară, o poziție cât de cât normală și aici am trecut la atac. Asta e stilul meu, eu merg înainte de obicei. Și el a jucat foarte repede aici, o mutare cea mai naturală. Albul vrea să vină cu calul sau cu turnul în F7, să-l deranjeze pe negru. Și Wesley a jucat foarte repede cale 5. Mie mi s-a părut un pic, chiar să nu te gândești deloc. Și acum a urmat surpriza, cal B5. O mutare foarte ciudată, cred că, adică sunt sigur că Wesley nu a văzut-o, pentru că altfel nu ar fi jucat așa repede cale 5. Da. Pe cal B5 negru are deja mari probleme. Albul vrea să bată cu calul, să captureze pionul E6. Mă scuze, limbajul așa e cu luare bătaie. Deci calul E6 și după aia orice cal ar lua dama, asta urmează cal C7 șah dama. Asta e în principiu ideea. Evident, calul este în priză, cum spunem noi, și atunci Wesley l-a luat. Adevărul e că nici nu prea avea de ales. Am luat acum cu calul aici, la E6. Stai un pic. Asta e solid. Așa, mersi. Așa, calea E6. Acum iarăși se amenință acest șah și e un soi de atac dublu, că și nebunul e în priză. Deci, Wesley a jucat rege D7, iarăși probabil cea mai bună mutare, și am luat aici. Deci, operațiunea mi-a dus un câștig de un pion. Albul, dacă ne uităm, a câștigat un pion. Dar greutatea la această operațiune e calul ăla e prins în G7, nu mai are pe unde să se întoarcă. Și acum, dacă îl atacă direct, albul s-ar putea apăra cu nebun H6. Deci la un turn G8 are nebun H6. De aceea Wesley S-o a jucat H5 aici. Acum nebun H6 nu mai e posibil, da, turnul controlează acest câmp. Și acum e destul de clar că albul o să piardă calul ăla. Și asta, de fapt, a fost greutatea, adică de-aia mi-a fost greu să iau decizia asta. Însă, acum trebuie să deschidem jocul în centru și pe flancul ăsta, spre regele negru, care este, de fapt, problema poziției. Damă B6, A5, hărțuim dama asta în continuare, C4, cât mai multe atacuri. Acum existau mai multe opțiuni, nebun F4 ar fi fost foarte puternică, dar eu mă decisesem să deschid cât de tare pot jocul. B4, turn H7, negru consecvent încercuiește calul, B-a la C5, turn la G7. Și acum, probabil că a urmat iarăși o mutare la care adversarul meu nu s-a așteptat. Probabil că se aștepta la cea de 6, nu știu exact, dar eu i-am jucat turn F6 aici.
și această e foarte puternică mutarea. La dama ia C5 șah, vedeți? Urmează pion la D4, hai că pe asta o pun un pic. E un atac, e cumva o contră, deci atacă dama și calul. Și negru pierde piesa în plus, rămâne cu toate problemele, adică regele în continuare în centru. Deci nu a jucat dama ia C5. Dar pe de altă parte, albul amenință turnia de 6-6 cu câștig de damă. Deci pionul C5 nu merge pentru că negru va pierde damă. Juca cal C8. Și acum, în sfârșit, a venit timpul să avansăm pionii ăștia din centru. Cal G4. Calul, dacă ne uităm atent aici, e prins. Nu are niciun... Mă rog, atacă turnul, dar după ce turnul pleacă, nu are niciun câmp. Și de-aia am jucat turn F3, ca să mai controlez odată câmpul ăsta din E3. La dama E4, continuarea partidei, a urmat simplu H3 și calul, iată, nu mai are unde să meargă. Este prins. Da, aici putea deja probabil să cedeze, dar sigur că nimănui nu-i place. Asta cu cedatul nu e un moment plăcut din carieră, din partidă, da. Rege E8, am luat calul. Cale 7. Și acum, evident, albul are un milion de posibilități care câștigă. Dar eu am vrut să termin cumva frumos partida. Dama F1 amenință un șah în solul câștig de turn. Turn aici. La dama D4 șah aveam nebune E3, deci nu era șah turn. Turnul ăsta din F3 e foarte bun. H-A-G și turn E1. Și acum, dacă ne uităm la poziția negrului, cred că senzația e că a fost un uragan ceva, că i s-au dus piesele complet de pe tablă, regele a rămas singur și Wesley a cedat. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, Delia. Cu mare drag ne bucurăm că ești aici alături de noi. În primul rând, felicitări pentru rezultatul obținut la Iași, cel mai bun rezultat dintre reprezentantele României, printre primele trei reprezentante, și ați fost cu toate la egalitate, de aceea am spus cel mai bun rezultat. Felicitări încă o dată și dacă poți să ne spui și nouă cum a fost la Iași, cum este să joci la un campionat european feminin. A fost foarte frumos la Iași, condițiile de organizare au fost excelente, felicitări organizatorilor, totul a fost impecabil, sala de joc, cazare, masă. Hotelul Unirea din Iași, deosebit. De asemenea, orașul în sine este un oraș foarte frumos. Am prins drag de acest oraș curat, civilizat și care știe să-și promoveze tezaurul istoric și cultural. Altfel, competiția a fost extrem de puternică și m-am bucurat să văd foarte multe jucătoare de calibru înalt. Așa este, chiar a fost o competiție la un nivel foarte înalt, desfășurată în România. O mare onoare pentru țara noastră că am putut să organizăm această competiție. Știu că tu ai început șahul destul de devreme, dar apoi mi s-a părut interesant, deși ai învățat să joci șah de la tatăl tău, nu ai fost atât de atrasă să mergi la club și abia la 10 ani am înțeles că ai început să practici șahul, să te antrenezi cu adevărat. Așa este? Da, la 10 ani și am avut norocul să încep cu un antrenor cu un talent pedagogic excepțional, domnul Văsi, care mi-a insuflat o pasiune puternică pentru șah din prima zi. Apoi, 2 ani mai târziu, am continuat cu experimentatul antrenor și regretatul antrenor Budnaru, cu care am și câștigat medalia din 1991. De la europene, da? De la europene, de la campionatul european de junioare. Da. Așa este. Antrenorii noștri au un rol foarte important în a ne trezi acea dragoste pentru șah, acea dragoste care merge pentru tot restul vieții și cred că ești un model în acest sens. După terminarea facultății ai lucrat, nu? Facultatea de cibernetică, ai lucrat în domeniu și apoi ai revenit spectaculos la 27 de ani, ai revenit în șah, în lumea șahului și apoi ai ajuns să fii membră a echipei olimpice, ai ajuns să ai rezultate mai bune decât atunci când erai junioară, ceea ce mi se pare spectaculos. Mai rar așa ceva. Cum a fost drumul acela de la revenirea la șah, la 27 de ani, până când ai devenit mare maestră internațională?
Au fost câțiva ani în care am studiat continuu și am jucat foarte mult șah, iar nu aveam niciun titlu în acel moment. În nici măcar 3-4 ani am reușit să fac cele două titluri, mai întâi cel de maestră internațională și apoi cel de mare maestră. Deci nu aveai nici măcar titlul de maestră atunci maestră când FIDE. Era maestră FIDE. Totuși. Da, era maestră FIDE de când am devenit vicecampioană europeană. Da. Așa este, dar titlul de campioană europeană la junioare ți-a adus acest titlu de maestră FIDE, dar acum ai titlul suprem, practic, la feminin, mare maestră internațională. Am înțeles că ai dorit să-l atingi și pe cel la masculin. Da, încă visez la acest lucru. Condiția. Am cele trei norme, însă trebuie să ating acest punctaj ELO. Felicitări pentru toate cele trei norme pe care le ai deja și pentru titlul suprem de mare maestru. Și abia așteptăm să învățăm câte ceva de la tine, din experiența ta la tablă. Te invităm să rămâi alături de noi și până atunci, doamnelor și domnilor, urmează cugetarea regelui sau mai bine zis a reginei de data aceasta. Jocul de șah are multe aspecte care pot fi utile în situațiile de zi cu zi, cum ar fi planificarea, concentrarea și înțelegerea opțiunilor. Înveți să câștigi, dar și să pierzi și să fii creativ. Așadar, avem ocazia să învățăm de la Mihaela Sandu. Mihaela, ce ne arăți astăzi? Pentru astăzi am pregătit un fragment dintr-o partidă jucată în runda 10 a recentului terminat campionat european de la Iași. O partidă jucată contra jucătoarei Huang Tang Trang din Ungaria, posesoarea titlului de mare maestru la bărbați și fostă campioană europeană. Așadar, avem o poziție în care eu joc cu albele și piesele mele stau un pic mai bine. Am un foarte mic avantaj. Însă nu este clar, nu există obiective de atac. Ce facem? Eu am ales acest fragment pentru că mi s-a părut un exemplu foarte bun de cum reacționăm, cum jucăm ca să creăm slăbiciuni suplimentare în tabăra adversarului. Într-o manieră progresivă, fină, aș asemăna aceasta cu deșirarea unui ciorap de damă de care tragem fir cu fir. Să vedem mutările. Damă de 4, e o mutare esențială în această poziție. Albul propune schimbul damelor, însă negru nu își poate permite să schimbe damele, pentru că după acest schimb s-ar deschide coloana E. Iar din cauza slăbiciunii de la B7, negru nu poate lupta eficient pe această coloană. Drept urmare, adversarea mea a jucat damă la E5. Acum eu nu vreau să iau la E5, deoarece în urma acestei capturi, avantajul albului se va evapora. Am continuat dezvoltarea, turne 1, și acum adversarea mea, pentru că dorește să-și continue dezvoltarea și nu poate lăsa pionul acesta sub atac, a continuat cu C6, să controleze câmpul de la D5. Însă acest lucru slăbește ușor pionul de la D6. În acest moment, eu am continuat cu A4, încerc să fac o expansiune pe flancul damei și, dacă îmi permite, chiar să fracturez complet structura de pion pe flancul damei. Bineînțeles că adversarea mea nu poate permite așa ceva, a jucat A5, însă acum apare iarăși o ușoară slăbiciune. Eu am continuat cu turn de 1, ea cu turn de 8 și acum damă de 2, cu idei de a provoca această spargere. Însă totul trebuie la timpul lui. Damă F6 a jucat adversarea mea, la care eu am făcut o mutare foarte importantă aici, H4, pentru a proteja calul de agresiuni cu G5 și de asemenea o mutare de așteptare, pentru că aștept momentul oportun pentru această spargere. Am anticipat exact mutarea nebun de 7 pe care a jucat-o adversarea mea, iar acum spargerea mea se realizează cu tempo. Dama vine cu amenințarea asupra pionului de la B7, negrul este obligat să joace turn B8. Însă, după mutarea A5, pionii negri sunt fixați, iar negrul nu mai poate să lupte în mod eficient împotriva invaziei pe flancul damei. Eu mi-am protejat, bună mi-am protejat pionul din A5 și acum adversarea mea și-a dat seama că poziția începe să devină din ce în ce mai rea și s-a lansat cu B5, o mutare de eliberare. Bineînțeles, nu merge să iau ampasant pentru că aș pierde tura din A1 atacată de două ori. Nu merge să iau nici cu pionul la B5, pentru că după turn B5, pionul din A5 ar cădea. Soluția poziției este mutarea cal de 3. Dama este forțată să plece de pe această poziție centrală și acum există mai multe mutări de avantaj, ce ia la B5 este una dintre ele,
Însă eu am preferat să joc pozițional C5. Negru nu își poate permite să captureze pentru că are o invazie de neoprit și adversarea mea aici continua cu D5, iar eu cu damă de 4. Se vede acum câmpurile negre din tabăra neagră sunt complet găurite. Nebunul din D7 este foarte pasiv. Piesele negre, în general, putem spune că sunt foarte, foarte pasive. Din acest moment, albul a avut mereu avantaj, pe care nu l-a lăsat din mână până la sfârșit. Este adevărat că adversarea mea a luptat cu multă tenacitate și a fost foarte aproape de remiză, însă a gafat la finalul partidei, eu câștigând astfel acest meci în runda 10. Am văzut că ai acest talent de a juca până la sfârșit, chiar și în partida pe care noi doi am jucat-o, a fost o astfel de situație. Știu că mi-ai spus în pauză, eu abia, dacă mai ține aminte acea partidă. Da, avem o indiană de rege foarte disputată, foarte intens jucată. A fost foarte interesantă și ai jucat și atunci până la sfârșit. Felicitări și te așteptăm cu mare drag și altă dată să ne mai arăți astfel de diagrame, dar până atunci avem și o rugăminte să propui ceva telespectatorilor noștri. Da, desigur. Am pregătit o poziție jucată contra fostei campioane mondiale Antoaneta Stefanova, eu cu albele. Vă invit să găsiți cea mai bună mutare albului în această poziție. Mulțumim, Mihaela, îți mulțumesc mult pentru prezență și te aștept cu mare drag și cu altă ocazie. Îți mulțumesc, Delia. Așadar, doamnelor și domnilor, albul mută și câștigă în această diagramă în care s-a ajuns chiar într-o partidă pe care Mihaela Sandu a jucat-o. Vă invităm să ne trimiteți răspunsurile dumneavoastră la această diagramă pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Așa cum ați văzut, astăzi cei mai fideli telespectatori primesc câte o tablă de studiu individual al șahului Magne 2D. Așadar, suntem cu ochii pe e-mail, dragi telespectatori. Ediția de astăzi a ajuns la final, dar vă dau întâlnire la o nouă ediție Strategie în alb și negru sâmbătă viitoare de la 10:30, când vă aștept cu un alt invitat cu noi diagrame și povestiri din lumea șahului. Iar până atunci nu uitați de gimnastica minții. Emisiune oferită de compania Erbașul.